Alături de noi se află arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadembo, pe care rugăm să ne spună câteva cuvinte despre cum a găsit acest edificiu în anul 1990. Cum am găsit în acest loc, știe Dumnezeu și mulții care au fost apropiați în zona care aproape de mănăstire, să spun mai nimic. Nimic, așa ca după război. Un loc pustiu, a nimănui nu pot să spun, fiindcă a rânduit milostivul Dumnezeu ca să mă aduc aici, în acest loc binecuvântat, unde n-am găsit piatră pe piatră, unde de altfel știm cu toții că doar zidul, cetatea care actual este și acum ne-a refăcut, bisericuța, monument până la acoperiș, și iată, darul divin al lui Dumnezeu a lucrat atât de frumos în acești ani, fiindcă aici am ajuns la vârsta de 26 de ani, sunt aproape 33 de ani de când, din mila lui Dumnezeu, viețuiesc aici, ca slujitor, ca stareț, și aduc slavă lui Dumnezeu. Până la urmă, toate le-am făcut și s-au făcut spre slava lui Dumnezeu, atât de frumos că a lucrat Maica Domnului, că de altfel de fiecare dată spun că Maica Domnului a blagoslovit atât de frumos acest loc și am avut binecuvântarea Maicii Domnului de am ajuns unde sunt astăzi. Ați amintit de Maica Domnului și aș dori să faceți un pic referire la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, pentru că prin intermediul acestei sfinte icoane s-au săvârșit multe minuni și s-au realizat foarte multe lucrări. Așa este, este stareța locului, prin excelență, Maica Domnului, fiindcă până la urmă tot am făcut cu blagoslovenia Maicii Domnului când am apărut aici după Revoluție, în 90. Vorbeam pur și simplu în fața Sfintei Icoane Făcătoare de Minuni, Maicuța Domnului, încotro să o apuc, după ajutoare, unde am să locuiesc, n-am unde să-mi plec capul. Și iată că Maica Domnului m-a statornicit, să spun așa. Nu mă gândesc niciodată că voi sta în acest loc pustiu, care arăta ca după război, că voi avea eu în timp o căsuță, că voi avea unde să-mi plec capul, că va fi atâta popor care îl aduce Maica Domnului. Nu m-am gândit în viața mea că aici va fi atât sa pelerini. Apoi spun bine pelerinii credincioși sunt podoba bisericii, pe ei a înzestrat și călăuzit preacurata Maica lui Dumnezeu și a trimis să mă ridice din această ruină. Și vedem astăzi o frumoasă sihăstrie, cum numesc maramureșenii noștri, Atosul Moldovenesc. Ultimul obiectiv pe care, printre multe alte lucrări de întreținere și de amenajare de aici, de la Mănăstirea Hadembo, este noua clopotniță a acestei așezări monahale, care a fost ridicată într-un timp record de aproape 2 ani de zile. Aș dori să ne spuneți câteva cuvinte despre acest edificiu. Bine, acest gând l-am avut de la început, ca să ridic o frumoasă clopotniță, tane fiind de Mănăstirea Putna, văzând pelerinii credincioși cum se perindă frumos sub clopotniță, o clopotniță măreață mănăstirească. După ce am încheiat, să spunem, șantierul, m-am gândit că la sfârșit să cer binecuvântarea Maicii Domnului, pe vremea aceea fiind preasfințitul Calinic episcop vicar, am zis că dați-mi și mie un dar. Preasfințitul foarte mirat m-a întrebat ce dar să-ți mai dau ție acum. Zic, un dar, un proiect, ca înainte de plecare, am un gând frumos să ridic o frumoasă clopotniță unde trebuie și cele 13 clopote adăpostite undeva. Și numai decât trebuie o clopotniță mai măreață. Mai... Și Dumnezeu a lucrat prin proiectul frumos care mi l-a lăsat în alt preț calinic. Să știți că cu ușurință și toată lumea se întreabă dacă este o două biserică. Dacă ne gândim bine și privind spre clopotnița măreață frumoasă, este, putem să o numim a doua biserică, fiindcă s-o termine în 2 ani de zile și cu toate problemele, cazurile care sunt astăzi, timpurile grele, încercările care vin asupra noastră tuturor, nu m-am gândit că eu în 2 ani aproape voi termina așa măreață înălțătoare clopotniță și 13 clopote care aud la slujbile de duminică, Sfânta Liturghie, privegheri. O realizare extraordinară pentru mine personal și nu știu cum în puține cuvinte aș putea să aduc slavă, laudă lui Dumnezeu și Maicii Domnului, că ne-a trimis de altfel credincioși cu sufletul mare, dar bine spunea în alt preasfințitul,
că a doua obștea mea sunt ucenicii, fiii duhovnicești, care tot timpul mi-au fost aproape alături în timpuri grele. Ei majoritatea sunt titluri la clopotele cele 13 și aici bănuțul care îl aduce Dumnezeu prin sudoarea frunții, să spun, osteneala tuturor pelerinilor, care în fiecare duminică punem și noi acolo o cutie pentru a cere ajutor, pentru finalizările, cum aș putea spune, lucrărilor ce se săvârșesc și se opresc aici. Mulțumesc lui Dumnezeu și înalt preasfânt Teofan, Părinte Mitropolit Teofan, că a blagoslovit și a aprobat sfințirea cloponiță chiar în ziua hramului. De astfel este o mare bucurie, să nu uităm în ultimul rând, prezența în alt preasfințul nostru, Teofan. Și iată, Dumnezeu ne dă acest dar ca în altul să ne sfințească, să ne binecuvinteze lucrările, ostenelile care noi și credincioșii le-am făcut, să spunem, acest șantier în timp record, în aproape 2 ani, o a doua biserică înălțătoare. Și mulțumim pe această cale Maicii Domnului, că de altfel această cloponiță va bea hramul, toți Sfinții Romini, sau hramul nașterii Maicii Domnului va fi la intrare deasupra cloponiței, iar la ieșire vom face Sfinții Români, scena cu Sfinții Români, de mozaică aurită. Care este programul liturgic prilejuit de primul hram al așezării monahale și de sfințirea clopotniței și nu în ultimul rând a picturii care a fost realizată în pridvorul adăugat la catedrala acoperământul Maicii Domnului. Pictura din pridvorul catedralei, cum spunea prefericitul când a fost în prima vizită, a rămas nesfințită și sper că în alt preasfințul nostru, Părinte Mitropolit Teofan, o să sfințească și pictura aceasta și noua cloponiță. Am mare emoții, dar de bucurie, să spun așa, prezența ierarhului înalt preasfințit Mitropolit Teofan, dar în ultimul rând, binecuvântând și sfințind această frumoasă cloponiță și dacă îmi permit să vă anunț programul liturgic ce va avea loc miercuri în ajunul praznicului împărătesc nașterii Maicii Domnului, 7 septembrie. Ora 18, vecinea unită cu Litia, ora 19:30, scoaterea în procesiune a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la mănăstirea noastră, ora 20:30, taina Sfântului Maslu, în mezul nopții la 12, utrenia. Apoi în ziua prăznirii nașterii Maicii Domnului, 8 septembrie, 8:45, primirea înalt preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, ora 9, Sfânta Liturghie, sfințirea cloponiței, ora 12, agapa frățească, ora 19:30, introducerea icoanei Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului în Biserica Monument. Reamintim că de fiecare dată, la toate praznicii împărătești, icoana Făcătoare de Minuni se scoate în procesiune pentru a se închina toți pelerinii care vor fi prezenți la praznicul nașterii Maicii Domnului și la toate praznicii. Să rânduiască Maica Domnului ca această sărbătoare să fie încununată de foarte multe, de multă bucurie, atât pentru obștea mică și destoinică, așa cum o numiți Sfinția voastră, cât și pentru fiii duhovnicești și ctitorii clopotniței și ai clopotelor. Vă mulțumesc tare mult și în final v-aș ruga să adresați o invitație tuturor ctitorilor, binefăcătorilor, pelerinilor și iubitorilor acestui loc binecuvântat de Dumnezeu. Pe Maica Domnului să răsplătească jertfa puținul pus în fiecare duminică în acea cutie pentru finalizarea lucrărilor și rog pe toți credincioși și pelerinii să nu se lasă lipsiți de această mare binecuvântare. Mă refer de ziua preacurată Maicii Dumnezeu nașterea Maicii Domnului hramul mănăstirii, dar în ultimul prezența noastră pe Părinții Mitropolit Teofan și așa să răsplătim măcar cu un cuvânt, cu o binecuvântare, că au contribuit totuși cu mic, cu mare, la această frumoasă cloponiță. Și ar fi păcat să nu fie prezenți în ziua aceasta binecuvântată de Maica Domnului. Yeah.